Salutare frăților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată sunt pe contul lui Eddy. Bineînțeles, eu oamenii fain, mersi fain pentru cont, domnule Eddy. Și avem aici niște chesturi destul de șmecheri, aș zice. Sper să pice din super magicalul ăsta. Ultima dată când a deschis un super magical, a dat nimic. Da. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați butonul de like la 500 de like-uri. Suntem super mega forță și în cazul în care aveți și voi un cont cu chesturi șmechere, gen 4 chesturi șmechere, dați-mi un mail și vă fac și vouă genul ăsta de episod, dacă vreți, dacă nu, aia e. Cel mai important lucru, bineînțeles, și aici, dacă vreți să ajutați canalul, să dați un click pe primul link din descriere. Vă duce la site-ul skinscash.com, un site unde vă puteți vinde skin-urile de pe CSGO, Team Fortress 2, PUBG și Dota 2 în mod aproape instant pentru bani reali. Dar oricum nu trebuie să vindeți nimic, trebuie doar să dați un click ca să vadă oamenii că există activitate pe canal. Cam mai ar fi, hai să începem. Questuri, nimic. Bun. Uite, aici o colecta și el epica. I-a dat Executioner, care la noi în clan se cere la maxim. Bun. Deci începem cu... Stai. Este aici o este cea de 3. E mai slab decât Crown Chest-ul. Rocket. Bă, dar măcar eu dat Rocket-ul și la level 6. Deci nu e chiar atât de rău. Luăm Crown Chest-ul. Furnace-ul nu-i chiar tocmai șmen. Cuptorul vieții. Omul de zăpadă. Goblin Gang-ul care clar îl folosește și pe la level 9. Și Tornado. Bă, level 3. Bă, nu e scoare așa asta în deck. Să vedem de rapid ce deck-uri are și de ce ar avea nevoie. Night Beach ar fi bun. Princess ar fi bună. Ăsta nu-mi place, deci sper să nu-l aduc. Mamă, dar l-are, văd că mai multe decuri, what the fuck. Ok, atunci i-ar fi bun dacă îl folosește. O trupă de porci ar fi superman, care are numai la level 5, deci e cam slăbuț. Tombstone-ul, cât mai are nevoie, 3. Elite Barbarians, dar la Elite Barbarians mai are de tras. Bun, hai să începem. Să vedem ce o să fie. Luăm un magical și vă zic din start, dă sau nu. 5, nu dă. 3, nu, e clar. 28 Knight, bă, ăsta e bun. Choro Girdless. Flying Machine, nu știu de ce nu-mi place cartea asta, dar în fine. Valkyria, care e super bună și epică. Balon. Sau Bowler-ul, de care am eu nevoie. Bun. Ne-am scăpat de un magical. Hai să-l înclancesc pentru că știu că aici e praștie totală. Trupa de Choro Girdless. O, și are level 10 la Choro Girdless, deci e mult. Goblin Gang-ul. Mortarul cel de toate zilele. Cannon Cart. Goblins de care am nevoie. Nu știu ce mă așteptam să dea acum legendar când am văzut epice. După aia au venit o tură de epice. Și acum rare, hai porci. Băi, ar Flying Machine, fir ar al dracu. Mașina zburătoare, ești bun? Hai să luăm aici. O trupă de porci. Mortarele. Am zis, o trupă de porci, perfect. Mai are nevoie încă 25 și îl face mai șmen pe nenea porc. Și heal-ul care-i... Nu știu cum poți fi atât de rare cărțile astea în arena, adică nu prea văd pe nimeni să joace. Nu cred că am jucat niciodată contra un deck cu heal și să fie gen în arena. Bă, aici există șanse de legendar, că au dat deja 20 de comune. 25 de comune, deci comunele cred că le-au dat, nu? A, încă o tură. Încă 7 porci, nice. Și acum dacă dă toate epicele, ăla-i toti, ăla-i toti, legendară din fucking Magical Chest. Scrieți în comentarii ce credeți că o să pice. Aș vrea să-i pice Inferno Dragon pentru că am spălare în 3 decuri, parcă, sau 4, ceva în genă. Dar n-ar fi rău un Mega Knight, un Graveyard, un ceva. Sau Electro. Uite, și nu avea Electro. Și Electro e genială cartea. Nici nu am uitat, hai să vedem ce îi mai lipsește acum, că am deblocat Electro. O, îi lipsesc o grămadă. E Arena 10, da. Deci există șanse să-i pice și Mega Knight-ul. Mega Scrofa. Bun, să vedem din Super Magical. Să dea legendara, e important. Indiferent ce dă. Încă o trupă de porci, ești nebun? 3 porci și îl face la level 6. Mega Minionul, nu prea îmi place mie Mega
Ciora. Oh, clar, toate comunele dintr-un foc, da, legendară. Sau stai că n-au dat epice până acum. Dar totuși e legendară. Dark Prince, dar mi-e doar la bana odată ce dă legendara. Ce legendară credeți că o să pice? Cum ar fi să dea încă un Electro? Să-l facă direct la level 2, pe lângă că nu-l avea. Și este Sparky, te rog nou. Oh, nice, perfect. Și-l are în deck, deci clar o să-l folosească. Uite, îl are în 1, 2, 3, 4 deck-uri, frate. Deci garantat joacă omul la Inferno Dragon. Ia să-i, ce schimbare aduce. Bă, cred că cel mai important e aici HP-ul. Că nu crește cu extrem, extrem de mult damage-ul. Bun. Hai să ne băgăm la un match. Să luăm un deck din ăsta super infect. Sau să-l luăm pe ăsta. Că pare interesant. Cu Porchinio. Mă, oglinda asta nu știu ce rol are aici. Adică... face oglindă cam la ce? Nu prea știu cum se folosește în mod normal oglinda. Hai să-l jucăm. Să văd dacă pot să dau oglindă la un golem. Cum ar fi să dau cu doi golem deodată? Oh, Sparky. Asta ar fi bună în spate la golemul meu. În direct golemul. Ce așa de râs, frate? Uite cât îți e proști oamenii. Gabriel Royal, băi, e român, am înțeles. Bine, nu-i neapărat să fie român, dar bănuim după comportamentul ăsta. Deprimată. Cred că o trimis ca în Rapid Dragon, nu putea să mai aștepti un pic. Și cred că o să fiu nevoie să... Da, trebuie să folosesc trupa de Cioro Gârles. Și o spart Sparky, mă, ce șolobană. Dar aici cred că trebuie dat de fapt golem plus ăsta în spate. Cred că aia e șmecheria de fapt. Oh, fuck. Mi-am luat țapă. Credeam că o să vină mai aproape Skarmio, dar... pătrăulea. Hai că punem și prin... Na, nu trebuia să dea Bușteanu pentru atâta. Părerea mea. Și îmi sparge prințesa, bă, ce șoloban. Ia mă, dă o prințesă. Bine, una e o prințesă înghețată, dar... e ghinie oricum. Ăla, i-o proteja prințesa. Bravo, pătrăulea. A fost cândva o prințesă. Opa. Oh, fuck. Misiunea, ucideți porcul. Bun, acolo e clar s-o dus. Cioro Gârles. Bă, dar nu prea mă lasă să bagă ăsta golemul. Dar îl bag acum, orice ar fi. Nu prea înțeleg de ce dă Bușteanu pentru două fucking șlap de casă. Cum le zice la alea? Arcașe. Când ar putea să folosească să dea gen în Skarmii, când o să pună Skarmii pentru ăsta. Pentru Sandel Valorosu. Mamă, dar fii atent cum fac. Bac prințesa aici. Bine, știu că probabil o să pice până una alta. Nu, frate. Mamă, dar asta e boulangerie rău. Băgăm și un wizard în spate și mai băgăm încă un wizard cu oglinda. E clar. Taurul ai 100% jos. Poate chiar crown-ul, King Taurul. Și nici arată cam da. Pentru că da lock-in dragonul și ăsta când începe să se încarce dă extrem de mult damage. Da. E extrem de tare dragonul. Odată ce începe să dea damage, ajunge să dea stăzi încât dă pe secundă. Per second, 875. Și hit speed, adică bănesc că e cum se încarcă. La fiecare 0.4 secunde cred că îi crește damage-ul, nu? Bănuiesc, nu știu 100% sigur, dar în fine oricum dă extrem. Cât am reușit și la asta? Oh, și la asta m-am încadrat în 10 minute, nice. Să-i dăm și un open. S-ar cânta de pe contul lui Eddie, bă, dar de unde știu ăștia? Cum știu, mă? Adică unde apare? Sau după ce își dau ei seama că îs pe contul lui Eddie și
că fac acum acest oponent. Trebuie să-l întrebăm pe FCSB, că ăsta cred că are codul. Danny Den. Danny Den, nu e YouTuber. Că parcă ții minte că mă uitam la un YouTuber, Danny Den. Sal, am revenit. Pe unde ai fost plecat, mai? Eu ți-am dat contul, what the fuck? Ce legendare ai luat? Inferno și Electra. Nici nu știam că FCSB-i călare pe atâtea conturi. În fine, să trecem mai departe. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să clăziți butonul de like, 500 de like-uri, super mega forță. Și mai important lucru, să dați un click pe primul link din descriere. Să aveți o zi super faină, salutare!